Pentru protecția pensionarilor călărășeni, beneficiari de etichete gratuite de călătorie emise pentru transportul public în comun, Primăria Municipiului Călăraș anunță prelungirea valabilității acestora până pe data de 30 septembrie 2020. Aproximativ 850 de pensionari călărășeni cu pensii mai mici de 1200 de lei beneficiază de 12 călătorii gratuite pe lună.